Gândiți-vă că mai sunt 36 secunde și ai mei stau în bază și... Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Hai. Nice. Ma. What's the plan? The plan? Yeah, for the first round. Rush B. Asta e. Rush. Nu așa, dar Rush B. Bine ai venit la un nou episod de Matchmaking Short în global. Let's go, Rush B, suntem pe Inferno. Inferno versus Mirage a fost, a picat Inferno. Poate în episodul următor băgăm și un Dust 2, cine știe. Ca să fie bine, să nu fie rău. Și vă invit să apăsați. Three Guys City. Mamă, sunt toți în CT. Hai cu plantul rapid. Nu intrați în fight cu ei. Și am greșit, trebuia să mă retrag undeva la pool, să intru în site, să mă rog. Dar cum spuneam, vă invit să apăsați butonul de like și să salutați algoritmul jos în comentarii cum predic pentru meciul acesta, câte fraguri facem și dacă facem și noi global 2 ăla, că l-așteptăm de atâta timp. Nu am o urmă foarte mare, am mișcat niște wingman înainte, așa că haideți să-i dăm full power. Băgăm Molly la car. A venit Neidu, a venit flash-ul și are în 4 la a doua rundă păreri. Mă, sincer, mă așteptam la un pâr, un ceva acolo, un hau, dar nu la în 4, dar mă rog. Ai, având în vedere cât de în spate stau ai mei, sincer, e un match foarte, foarte risky ăsta, dar asta e, o să vedem la final dacă reușim, poate s-ar putea să fie strâns și să fie win sau să hau, să... patineze un pic win-ul și să nu vină de data asta, nu știu ce să zic. Gândiți-vă că mai sunt 36 secunde și ai mei stau în bază. Și nu că stau în bază că au venit cu o bombă, ci stau în bază că așa stai în bază. No panic. Stăm în bază, mă, că fraguri să facem. Asta e important. Nu să luăm noi runde, să luăm vreun site, să plantăm și noi bomba și să... hau, nu, ce? Contează pe tabelă, mă, cum te situezi. Ia uite, flash, mamă. Varză, 002. Green, 202. Player adevărat. Nu așa. Ne oprim și noi la 2000. Un Tech9, smoke, flash și... păi dăm. Al meu a forțat cu acă. Pana mea. Opa. E băgat pe mid. A, pleca Molly în casă, frumos. Hai să vedem dacă ceva pe aici, pe hau, pe casă, pe second. Scoatem și noi, că na, s-ar putea să... aha, scos unul asta, zic. Bun, aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. N-au apăsat ai mei casa, asta voiam să zic mai devreme. Și era puțin... no. Puțin risky. Aha, e pit în colț. Unul lung, unul pit. Scos ăsta. Bun smoke-ul, foarte bun. Foarte bun, bro. Cu smoke-ul ăsta se câștigă meciul. Asta zic. Smoke-ul ăsta e cel... mamă, half HP in pit. Mamă, cel important. Only one A, the rest are B. Take a side plant. Ia uite, mă apăra cu bomba în arcadă. Orange. Hai să arătă meciul, redui. Orange cu bomba în arcadă, bro. Mamă, a olărit runda Orange. În loc să meargă toți trei să iau. Și după aia rămâneau 3 versus 2 cu site-ul luat, cu bomba plantată și toate cele. Orange a decis el să se bage cu bomba în arcadă și să olărească el runda și acum să pușeze și ruinele. Ca să o arunce de tot, să fie sigur că aruncă runda, nu chiar așa. Sincer să fiu, șansele sunt foarte mici ca să ia. Exact ce spuneam. 4-0 pentru noi, pentru ei, nu pentru noi. Ha, era bine pentru noi. Cred că jocul ăsta ne vrea în suprem și să reîncepem Road to Global, să nu mai fie Matchmaking Short în global, știți ce zic, cu siguranță, altfel nu mi-explic. Parcă prea așa ultimele meciuri am dat de fel și fel de echipe de... opa. Oh, se bagă short de data asta ai mei. Mi like it. Nu se mai stă pe spate. Ha, mă, bro. Un singur player rămas la B. Dar de ce au făcut chestia asta? De ce au stat runda asta? N-a stat nimeni la A și s-au dus toți la B. Că trebuia să aibă arme. Au câștigat toate rundele până acum. Mă rog, dubios.
Aha, direct. Hai să vedem iar casa asta. Nimic. Oh. Și-au dat seama că trebuie să apese cineva casa fără să le cer. Foarte tare. Nu, ce s-a întors? Mid. Ce s-a întors? Enemy purple pe mine și l-a scos green pin smoke păreri. Doamne. Sincer să fiu, păcat că n-am început pe city. Ar fi fost frumos, da? Aia, dacă ne-a pus pe T-side, se mai întâmplă. Ia, orange, blue, green. Care mai e? Da, green. Mamă, un pistol. Are you serious? E în ben site, mă, nu e aici. Oh. Nice, nice. Polarul la mailbox, bine. Bine, green. Mamă, ce norocesc a avut. Mamă. Da, era de așteptat, sincer. Oricum, a stat expus și la CT. Mă rog, ar merge să ne luăm un polar. Dacă tot e 5-1. Și un tech și un smoke. Și asta zic să fie treaba, treabă. Nu mă mai duc casă. Dar, mamă, cât bloc mi-am luat. Bro. Bro. Au dat smoke pe mid. Mamă, și deep banana. Ăsta l-au dat ai mei? Sper că nu, nu știu, avem chat-ul oprit, că știți cum e cu chat-ul. Se oprește la meciurile solo queue. Ma. Bro. Bro, nu-i bine. 35 mai am. Și bomba e pierdută. Mamă, da. Minus 80, i-am dat hit. Nu se arde, nu cred. Da. Avem spawn bun de banana, așa că îi dăm cu molly. Să încerc eu să iau banana. Poate, și ce zic, mamă, dar o dat și stingem așa pe partea asta. Și nu se mai bagă, normal că nu se mai bagă. Nice, nice. Asta era... First box up. Down, down, down. Sărit. A, mă, luați. Am fost iar eu, mamă, în față. Iar am murit. Mamă, mi-aș fi dorit să stau și eu pe spate. Dar nu mă lasă pe mine sufletul să fac bait, să rămân în spate și să-i las pe ei să hau. Bine, mă, 6-2 acum pe City. Hai play B. Asta zic, sper să hau-hau. Situația la jumătate varză, 3-0-7, meciul a fost, după cum ați văzut și voi, aiurea rău până acum. Hai să vedem ce facem și noi acum pe City. Eu mă duc la B, eu direct la B, nu stăm la discuții. Asta zic, 3 pe A, 2 la B, hai că e bine. Nu știu dacă el o vrea să ne băgăm, dar eu... rampă. Eu aș fi vrut să mă bag. Ok. One banana. Hai să jucăm safe. Trebuie să jucăm safe. Nu contează fragurile. Chit că o să câștig meciul cu 3 fraguri aici. Chiar mă interesează. Important e să fie win. Și știți că provocarea e să jucăm full focus și să asigurăm globalul cu cât mai multe win-uri. Adică na, să nu ajungem în situația să pierdem un meci, să dăm de rank. Cam asta e ideea. Let's go. Și cred că o să se bage la B. Aha, aveau smoke cumpărat, bro. Asta înseamnă că n-au armură. Unui city și unui last B. Ma, salut, mă, ce vedea el pe shift, pe astea. P250, s-a furat. Pușt. Mamă, n-am prevăzut-o pe asta. Nice. Mamă, ce ghinion a avut ăsta. Dar au rămas 3v1. Aha, e pa. Bine, mă, bine, 6-4. Băi, avem șanse să o întoarcem meciul ăsta. Sincer să fiu, nu o să mă joc cu MP7. Mersi de drop, dar mi-au FAMAS. Că nu, mai bine joc cu FAMAS-ul. Măcar cu el mai trag ceva. Cu MP7-ul ăla sau ce, MP5, MP, habar n-am. Mai bine mă joc în pistol. Știți ce zic?
Sunt mulți pe mid rampă. Goi, stai solo mi. Unul e aici. B something. B. Mă ascund în site. Stau la scos. S-a băgat pe dreapta. Aia nu e pentru mine, dar asta e pentru mine. Mamă. Am furat pe 90-ul? Cred, nu știu ce am făcut în orice caz. Hai să polărim aici cât de safe se poate. Prima cutie, ceva, stăm la sunet, habar n-am. Sper că nu se mai face entry pa, și să se rotească ăștia și să intre după aia la B, să rămân singur în site. Oricum, runda trecută am greșit-o că nu mi-am luat fight pe dreapta. Trebuia să-mi iau fight pe dreapta, să caut eu fight-ul și aia era. Scoteam 1, poate 2, poate 3, cu noroc, puțin, dar... Na, mă uitam să se rotească ai mei, să ajungă mai aproape, să hau-hau, să stau cât de safe pot. Aha. Ce? Pe 90 power. La rankul ăsta ajungi pe 90, n-ai cum, versus acauri. Mamă, cât de trist. Așa e, că n-ai cum să iei banana, să arunci double molly, un smoke deep, ceva, să ai controlul, să nimic normal, că se bagă oamenii lejereanu, intră în fața site-ului, s-au grupat acolo, după aia explozie în B și aia a fost. Un match foarte, foarte, foarte nasol ăsta, dar asta e aventura de la solo queue, n-ai ce să faci. Și se mai întâmplă și meciuri de-astea, eu le postez ca asta, ăsta e procesul de matchmaking short în global, știți, nu... Fiecare meci e roz, nu fiecare meci e win, nu fiecare meci este jucat serios sau habar n-am. Nu mereu nimerești cu coechipieri cu care să intre fiecare rundă, să se facă totul ca la carte, să avem control, să nu știu ce. Uneori adversarii joacă mai bine, mai legat, mai, na, nu neapărat că trag. Adică aici nu mai e vorba de tras, de habar n-am, e vorba de gameplay, ce se întâmplă pe hartă și după cum vedeți, nu se întâmplă pe hartă de pe T-side. De când i-am văzut că au stat în bază, mi-am dat seama că nu e bine, măcar nu ne-am luat-o la zero, știți ce zic? Acum ăștia se duc să arunce pe banană, hau-hau, parcă e altceva așa, da? Na, ce să zic, oricum, e prea târziu, nu cred că îi întoarcem noi la egal, sau poate cine știe... S-ar putea să-și facă un boost aici deasupra. Sau nu? Mamă, ce se țopă e orange. Cred că am plecat direct pe A, că e bomba pe short. Sau că am luat AU. Știți ce zic? S-a scos. 3v3, avem șanse. Chiar avem. Așa, eu merg pe shift. Tu tropăie, bro. Tu tropăie. Asta zic. E foarte bine. Îmi place ce ne jucăm. Ce să le faci, mă? Asta e. Un meci mai prost, cum s-ar spune, dar ăsta e procesul. Data viitoare cu siguranță avem win, că nu poate să te lovească ghinionul de două ore atât de tare, știți ce zic? Vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage, codul am flash, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico, așa că profitați de la maxim și hai să vedem frumusețea frumuseții. Supremul, nu? Bă, se pare că nu. Se pare că nu. Bravo, Green. 15 fraguri. Degeaba, total degeaba. Aia e, s-a jucat gaming. Guys, vă urez meciuri mai bune. O zi mai bună, eu am fost Flash.